a venit răspunsul referatului trimis de către secretarul general al primăriei Făgăraș către prefectura Brașov cu privire la lipsa nemotivată a consilierilor din ultimele trei ședințe. Așadar, ei vor rămâne în funcție. E vorba de 10 consilieri locali făgărășeni care reprezintă partidele PNL, USR, Pro-România și PSD. Totodată, instanța de judecată a dat câștig de cauză fostului consilier local PNL, Iulian Lascu, și a dispus suspendarea ordinului prefectului prin care acesta, dar și alți doi colegi și-au pierdut funcțiile de consilieri locali. Ca urmare a acestor decizii, primarul făgărașului a anunțat că va convoca ședință extraordinară luni 13 septembrie de la ora 18. Am primit răspuns de la instituția prefectului Brașov și potrivit punctului de vedere transmis, cei 10 consilieri sunt încă în funcție, deși au lipsit nemotivat de la ultimele ședințe. Așadar își pot îndeplini obligațiile față de cetățeni, nu față de partid. În consecință am convocat din nou o ședință la solicitarea lor pentru adoptarea proiectelor de maximă urgență pentru locuitorii din Făgăraș, la care l-am invitat și pe domnul prefect. Sper că luni 13 septembrie de la ora 8 18 vor fi disponibili, se vor prezenta și nu își mai bat joc de cei pe care ar trebui să-i reprezinte. Amintim că în luna martie a acestui an trei consilieri ai PNL Făgăraș, respectiv Magdalena Cențiu, Marius Cerghizan și Iulian Lascu, au fost excluși din partid. Cei trei au contestat această decizie în primă fază la partid, urmând apoi calea legală în instanță, pe motiv că excluderea nu a fost justificată. După 5 luni, prefectul Brașovului a emis un ordin prin care declară cele trei locuri vacante ca urmare a pierderii calității de membru PNL în cazul celor trei consilieri. Aceștia au mers în instanța de judecat pentru suspendarea acestui ordin până la soluționarea litigiului cu PNL, iar instanța a dat astăzi câștig de cauză lui Iulian Lascu, fiind primul proces judecat. Soluția pe scurt admite cererea formulată de reclamantul Lascu Iulian în contradictoriu cu părâtul prefectul județului Brașov și, în consecință, dispune suspendarea executării ordinului numărul 731 din data de 9-8-2021, emis de părâtul prefectul județului Brașov până la pronunțarea instanței de fond. Executorie de drept, cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Se arată pe portalul instanței de judecată. Zilele următoare sunt programate și procesele celorlalți doi foști consilieri, Magdalena Cențiu și Marius Cerghizan. Prefectura are posibilitatea să facă recurs în termen de 5 zile cu privire la soluția dată.